Cu ocazia desfășurării competiției Mediaș Bike Marathon 2023 vor fi instituite anumite măsuri speciale în ceea ce privește circulația rutieră în municipiul nostru. Astfel, accesul pe strada Iohannes Honterus va fi restricționat vineri 1 septembrie de la ora 17 și până la ora 21:30, iar în data desfășurării concursului, sâmbătă 2 septembrie, restricțiile de trafic se vor aplica pe străzile Honterus și Petru Rareș de la ora 7 până la ora 18. Deoarece startul și încheierea competiției vor avea loc pe strada Iohannes Honterus, riveranii sunt rugați să nu parcheze pe această stradă în perioada 1-2 septembrie, ci să folosească în acest scop curtea liceului teoretic Rot-Obert cu acces de pe strada Petru Rareș. Această măsură este necesară în vederea bunei desfășurări a evenimentului, dar și pentru siguranța participanților la competiție și a publicului spectator. De asemenea, în data de 2 septembrie 2023, între orele 9 și 17, pentru a nu disturba participanții la competiție, se recomandă tuturor participanților la trafic folosirea de rute alternative sau circulația cu maximă prudență pe traseul de start Iohannes Honterus, Nicolae Titulescu, după zid, Târnavești, Teo Iosif, Cloșca, Avramiancu, Nicolae Filipescu, Mărășești, Gheorghe Lazăr, Buzdului, Lutăriei, Plopului și pe traseul de sosire cuprinzând străzile Plopului, 9 Mai, Pasaj CFR, Petru Maior, Aurel Vlaicu, Intrarea Aviației, Piloților, Dig Târnavă, Titu Maiorescu, Nicolae Titulescu, Iohannes Honterus.